Din nou, partidul de guvernământ PAS încalcă drepturile opoziției și de această dată mai multe proiecte propuse de deputații grupului parlamentar Victorie au fost respinse. Printre acestea, parlamentarii au cerut audierea ministrului Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu, după ce sute de mii de cetățeni au primit compensații derizorii, iar zeci de mii de cetățeni au aflat că sunt non-vulnerabili. Deputații grupului parlamentar Victorie au părăsit ședința parlamentului în semn de protest. Solicităm audierea domnului ministru Alexei Buzu în legătură cu acest proces rușinos, da, de așa numită acordarea compensației pentru cei care sunt vulnerabili. Zeci de mii de cetățeni au aflat că sunt de fapt non-vulnerabili, iar alte sute de mii au primit niște compensații derizorii de la 300 la 500 de lei, chiar dacă au ratat venituri foarte modeste. De aceea solicităm totuși să fie invitat domnul ministru. Noi deja mai bine de 3 săptămâni, mai în detaliu, în data de 15 noiembrie 2024, am înregistrat un proiect de moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul drepturilor electorale ale cetățenilor. Până în prezent, acest proiect de moțiune, această moțiune, de fapt, simplu, nu a fost dezbătută, cu toate că nu există nicio procedură care ar interzice, da, dezbaterea acestei moțiuni. Noi solicităm ca ea să fie inclusă în ordine de zi. Noi am mai avut un subiect pe ordine de zi, da, de invitarea domnului Mihai Popșoi, este prezent și directorul SIS, să ne povestească despre diferiți spioni care bântuie pe aici prin Chișinău, care încearcă să racoleze alți diplomați din alte ambasade. Dar eu cred că este depresos, deoarece v-ați stabilit o ordine de zi așa, numai pentru voi și nu mai doriți să dezbate și alte subiecte importante pentru societate. Din acest considerent, noi cred că o să vă părăsim, o să vă lăsăm în intimitate, în semn de protest. Cu mai multe detalii la acest subiect, revenim în următorul jurnal. Indignarea cetățenilor după ce au început să primească informații despre compensațiile pentru luna noiembrie nu are margini. Rețelele de socializare, una dintre puținele platforme unde oamenii se mai pot expune deschis, deci fără mare speranță de a fi auziți de această guvernare, au fost împânzite de mesaje pline de supărare, nedumerire și mult necaz. Mai mulți moldoveni își spun că nu sunt mulțumiți de felul în care a fost calculată suma compensației. De ce ați exclus din calcul copiii care învață peste hotare? Ei nu mai sunt cetățeni ai Moldovei? Ei nu mai trebuie întreținuți de părinți? A scris unul dintre internauți. Cum naiba au calculat? La 90% ne-ați dat câte 300 din cei care am scris cerere? Sau 800 de lei doar la cei cu gâtul larg, care au tot și nu le trebuie nimic, doar vin și rachiu? Câtă nedreptate! Da, timpurile bune. Pentru cine? Se indignează o doamnă care are în familie două persoane cu nevoi speciale. Nu vă este rușine, estimată guvernare? Eu, fiind invalid de gradul 1 din copilărie, suferind din născare de paralizie, trăind cu o pensie de 1200 de lei prăpădiți, m-ați pus la categoria non-vulnerabil. Să vă fie rușine, duceți o țară întreagă de nas, nesimțiților, spune indignată o altă doamnă. Iar unul dintre cetățeni nu-și poate explica cum anul trecut categoria de vulnerabilitate era extremă, iar anul ăsta non-vulnerabil, și asta fără schimbări la venituri în comparație cu anul trecut. Karma o să vă întoarcă, vremurile bune! Mai mulți cetățeni sunt indignați de felul în care anume ministrul Alexei Buzu a gestionat situația. Ei îi adresează direct zeci și sute de întrebări, iar unii îi cer demisia. Cred că ministrul Buzu ar trebui să plece împreună cu echipa lui, care au calculat compensațiile și au desenat în răspunsul cereri venituri care nu știu de unde ele văd. Noi trebuie să plătim pentru niște specialiști care s-au și nu au cumpărat gaz când trebuie. Domnule ministru, cam cât lemn de foc poate cumpăra un pensionar de 300 de lei cu pensia de 2600? Domnule Buzu, cum de înțeles, pensia stă pe loc, 2934 de lei, și soțul la grupă cu 1800 de lei? Socotiți, vă rog, cât se duce pe gaz, dar avem lumina, apa și rămânem cu aer. Rușine, mai multe vorbe goale.
Cum, domnule Alexei Buzu, pensionară de 87 de ani cu pensie de 3.000 de lei, i-a venit compensația de 300 de lei, având plata pe gaz pe luna noiembrie de 1.900 de lei. Dar mai sunt achitări, lumină, apă, medicamente. Cu câți bănuți rămâi? Bătaie de joc. Se indignează oamenii. În unele mesaje, disperarea oamenilor se simte în fiecare cuvânt, în fiecare literă, în fiecare emoticon, pe când indiferența autorităților se citește printre rânduri. Asta e ajutor la căldură? Asta e bătaie de joc? Strigăt la cer cu pensia care îmi ajunge pe 2 săptămâni pentru strictul necesar și când am primit mesajul am început să plâng. Bravo, cel sătul pe cel flământ nu-l crede, scrie în disperare o doamnă. Greață de așa minciuni, niște nesimțiți, diaspora, back home l-a achitat facturi. E timpul vostru să simțiți fericirea luării în râs de niște... Ați dezamăgit încrederea celor care v-au votat 300 de lei compensații? Dumneavoastră credeți că reprezintă un sprijin echitabil și adecvat? Mai scriu oamenii. Și fosta deputată Maria Ciobanu crede că ajutorul la contor a fost înlocuit în această iarnă cu scuipatul în ochi, a scris ea pe pagina de Facebook. Iar mai mulți urmăritori au susținut-o. Aveți perfectă dreptate. Încă așa bătaie de joc nu am mai văzut de mult. Dar la parlamentare trebuie de răspuns reciproc. Jos Maia, jos PAS! La alegerile parlamentare voi vota pe alții, numai nu pe acești care sunt la guvernare. O guvernare absolut degradantă din toate punctele de vedere, a considerat că părinții mei trăiesc deja vremuri bune, accentuez ambii pensionari cu venit modest, derizoriu mai bine spus să beneficieze de compensații în valoare de 300 de lei, să vi puneți pe piept și să vă întrețineți familiile voastre cu acești 300 de lei. O mai mare batjocură de persoanele în etate nu am mai văzut și sper din toamnă să nu vă mai văd niciodată. Sub tirul de comentarii și nemulțumiri ale cetățenilor, ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu afirmă că pentru luna noiembrie compensațiile sunt mai mici decât anul trecut, deoarece și tarifele la gaz în noiembrie au fost mai mici decât atunci și afirmă că pentru luna decembrie compensațiile pentru consumatorii de gaz vor crește, reflectând creșterile de tarif. Totodată, ministrul spune că știe despre nemulțumirea oamenilor, însă dă asigurări că erorile de calcul a compensației vor fi reparate chiar și retroactiv. Autoritățile au încheiat marți, 10 decembrie, calculele privind acordarea compensațiilor pentru actualul sezon rece, iar solicitanții de ajutor din partea statului au fost anunțați că își pot verifica după amiază informațiile privind volumul compensației în cabinetul personal. Ori în șir, platforma compensații.gov.md a tot stat nemișcată, responsabilii explicând că se întâmplă din cauza supra-solicitării. Într-un final, în momentul în care site-ul a înviat, rețelele de socializare au explodat de mesaje pline de indignare a oamenilor care au calificat rezultatele afișate drept bătaie de joc și umilință din partea regimului de guvernământ. Precizăm că valoarea maximă a compensației pentru încălzire în acest sezon este de 800 de lei. Chiar și așa, foarte puține gospodării au beneficiat de această sumă, iar 10% dintre solicitanții de ajutor au rămas fără acesta, sistemul de calcul clasându-i în categoria persoanelor non-vulnerabile energetic. Deci, potrivit postărilor de pe rețelele de socializare, în această categorie au ajuns și pensionari și familii nevoiașe și persoane cu dizabilități. În total, pentru compensații în acest sezon rece, autoritățile au alocat 2 miliarde de lei, sumă semnificativ mai mică decât în anii anterior, când ajutoarele au depășit 2,5 miliarde de lei sau chiar 5 miliarde în 2022-2023. Anul nou începe cu scumpiri din cauza majorării semnificative a primelor de asigurare obligatorie RCA pentru taxiuri. Vor crește și tarifele pentru acest tip de transport în Chișinău și în anumite raioane. Cu privire la acest fapt, atrag atenție patronatele din transport, care anunță că, potrivit legii din 15 ianuarie 2025, taxa de asigurare va urca de la 6.804 lei la 15.063 de lei pentru taxi din municipiul Chișinău, raioanele Hâncești, Orhiei, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și Criuleni. Această majorare a primelor va avea un impact semnificativ asupra sectorului de transport de pasageri din capitală. Este inevitabil ca tarifele pentru serviciile de transport să crească, afectând în mod direct consumatorii, se menționează în mesajul asociației. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții patronatului, dar la numărul afișat pe pagina oficială a asociației nu ne-a răspuns nimeni. În comunicatul emis se mai spune însă că în urma acestei majorare
majorări. Multe dintre contractele existente între proprietarii de mașini și companiile de taxe ar putea fi reziliate, ceea ce va reduce numărul total al serviciilor disponibile pe piață și va determina o creștere suplimentară a prețurilor. Totodată, se estimează că aproximativ 1500 din cele circa 5000 de taxiuri active în Chișinău funcționează fără acte. Această situație ar putea deveni și mai gravă odată cu majorarea primelor legale. Un alt aspect îngrijorător este lipsa unei comunicări eficiente între autorități și operatorii din domeniul taximetriei privind aceste schimbări majore, atrage atenția asociația. Menționăm că ultima dată, la sfârșitul anului 2025, mai multe servicii de taxi din Chișinău au anunțat tarife noi pentru călători până la 1 leu pentru un kilometru. Majorările au venit în contextul creșterii prețului pentru gazele naturale și carburanți. În contextul crizei energetice, mai multe instituții au început să ia măsuri pentru a depăși o eventuală perioadă dificilă. Printre acestea se numără și Centrul Raional de Plasament pentru Persoane Vârstnice și cu Dizabilități din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, care are în grijă 30 de beneficiari și 20 de angajați. Directorul instituției, Fiodor Nicoară, a explicat că azilul este dotat cu un generator electric, ce funcționează pe benzină, asigurând lumină pentru aproximativ 5 ore în caz de pene de curent. Lumina de jur de lumină care lucrează de la acumulator. În caz dacă nu avem lumină, noi pornim acumulatorul nostru pentru serviciu. Această lumină o să fie în caz de... Asta e de la acumulator, da. Pompele de apă. Litri de benzină. Da, da, ne ajungi pe 45 ore. N-ar rost să o luăm să o țin, să ies vapoare, să sper. Da, vă pare scump benzina? Scump e scump, trebuie să facem. Pentru eventualele urgențe, benzina necesară generatorului este uneori procurată din fonduri proprii sau este donată. Să procurăm din buzunar. Din buzunarul dumneavoastră. Dacă trebuie, nu ne uităm la nimic. Mai dau dotație și nu mai ajută. La stație acolo nu mai ajută. Nu. Deci nu ne folosim, că ne așteaptă în viitor. Da. Când a fost mai greu, când era atunci, am avut probleme multe. Ca să facă fața frigului, instituția s-a asigurat și cu plapume groase. De lână groasă, bune. Aveți cu ce... Avem. Tot e gătit, tot. Pentru a economisi energie, azilul reduce consumul de electricitate, în special pe coridoare. Dacă economisiți, de exemplu, electricitatea pe coridor? A, ce? Economisiți. Da, cum, dar? Buget vă ies ca să procurați, de exemplu, pe o persoană ce ține toate necesarele, haine, pentru baie? În jur la 2000. 2000 pe persoană? Da, pe an, așa, pentru îmbrăcăminte. Uh-huh. Da, mâncarea e... 84 de lei, mă tinc, la moment, pentru persoană, 7 lei medicină. Amintim că zilele trecute și spitalele din Chișinău au început să se pregătească de eventuale deconectări de energie. În acest context, șeful adjunct al Direcției Municipale Asistență Socială a dispus să fie verificate toate generatoarele. Recent, ambasadorul UE în Moldova, Ianis Majek, s-a avut o întâlnire cu locuitorii din Găgăuzia, în cadrul căreia a fost întrebat cum pot supraviețui oamenii simpli din țara noastră, care au venituri și pensii mici, în contextul politicii energetice promovate de autoritățile locale. Iarna trecută am plătit 30 de lei pe metru cub de gaz, ceea ce este egal cu 1,50 euro. Vă puteți imagina? Dar pensiile noastre medii sunt de doar 2000 de lei. Oamenii înghețau, mureau. Este în interesul dumneavoastră ca Moldova să devină membru al Uniunii Europene cât mai curând posibil.
Cetățenii Moldovei trebuie să supraviețuiască în primul rând iernii. Deci ce legătură are acest lucru cu perspectiva de a adera la UE în următorii 10 ani? Mai ales că nu este clar dacă Uniunea Europeană va mai exista până atunci. În general, răspunsul lui Majex este, după cum se spune, o distragere a atenției care nu îi încălzește și nici nu îi răcește pe locuitorii autonomiei. Și în al doilea rând, este într-adevăr acest lucru în interesul nostru, așa cum încearcă să-l prezinte domnul ambasador? Apropo, mai devreme, Majex a amintit într-un interviu că în ultimele 3 ierni Uniunea Europeană a oferit deja Moldovei 240 de milioane de euro pentru a stabiliza situația energetică și a îndemnat regimul de la guvernare Sandu Pas, mai ales în cazul întreruperii tranzitului de gaze prin Ucraina, care este așteptat din 2025 să continue cooperarea cu Gazprom. Cu alte cuvinte, UE nu are în prezent bani pentru ca Moldova să depășească criza energetică și nu se știe dacă vor fi identificate resurse. Acum, în Uniunea Europeană, așa cum se spune, lucrurile sunt în ruină. Presa occidentală nu ascunde asta, subliniind că Europei se garantează o criză energetică pentru cel puțin încă un an, din cauza căreia populația este mai săracă, industria dă faliment, vistieria statului se golește, iar puterea se schimbă. Și toate aceste probleme s-au agravat odată cu venirea iernii. Dar cine-ți fi de vină când de bunăvoie și neselit de nimeni renunți la gazul rusesc ieftin din motive politice și încă pui în pericol interesele economice ale țării și ale cetățenilor? Puterea a încercat să înlocuiască gazul rusesc cu cel american scump, iar acum, după toate aceste tentative, vrea din nou să obțină gaz rusesc la un preț mai mic, dar prin intermediari, ceea ce tot costă mult. Creșterea prețurilor la gaze a dus și la majorarea tarifelor pentru energia electrică. De exemplu, în Spania, factura medie pentru curent a crescut cu 40%, ajungând la 74,6 euro doar în noiembrie. Iar în Germania, cifrele din facturi au urcat cu 49%, ajungând la 144,25 de euro pe megawatt-oră. Pe măsură ce prețurile la gaz și electricitate cresc în UE, inflația este și ea în creștere. Din anumite motive, însă Majex nu vorbește despre asta. Potrivit Euronews, cu referire la datele Eurostat, inflația din zona euro a atins 2% în octombrie, depășind prognozele și în creștere față de cifra din septembrie de 1,7%. Prețurile serviciilor au crescut cu 3,9%, iar cele la alimente cu 2,9%. Iar tendința, conform experților din UE, va continua. Decizia de a renunța la gazul rusesc livrat direct a dus la o creștere de peste 100 de miliarde de euro a cheltuielilor anuale ale UE pentru importurile de combustibili fosili. În încercarea de a atenua impactul asupra economiilor lor, țările UE au început discret să crească din nou livrările de gaz rusesc. În toamna acestui an, Rusia a crescut cota sa pe piața energetică a UE de la 12% la 23,74%. Însă Ianes Majex a ales să nu menționeze acest lucru. Așadar, domnul ambasador minte. Ar părea că nu e nimic mai simplu să separi politica de economie și să folosești bunul simț. Atât UE cât și Moldova au avut de suferit grav și continuă să sufere din cauza sancțiunilor antirusești. După câțiva ani, UE calculând daunele și văzând industria în declin, pe care, conform experților, va fi aproape imposibil să o aducă la nivelul din 2022, a activat totuși bunul simț. Astăzi, țările Uniunii Europene reîncep să colaboreze cu Gazprom, considerând concernul singura soluție viabilă. În schimb, Moldova, sau mai bine zis regimul Sandu Pas, acționează împotriva acestui bun simț. Fie nu înțelege, fie nu vrea să înțeleagă lucruri evidente. Nu ar fi fost necesar să se declare starea de urgență și să se cumpere gaz și electricitate la prețuri umflate dacă nu ar fi renunțat la colaborarea directă cu furnizorul rus. Nu ar fi existat nemulțumiri justificate ale cetățenilor care se tem să privească facturile la gaz. Nu ar fi fost necesar să se găsească bani pentru compensații care anul acesta sunt umilitoare, 300 de lei în condițiile unor facturi de căldură de 3.000-4.000 de lei sau chiar mai mari. Toate aceste probleme pentru economie și cetățeni nu ar fi existat dacă s-ar fi continuat livrările directe de gaz din Rusia, conform obligațiilor contractuale, care au fost întotdeauna avantajoase. Moldova rămâne cu un singur furnizor de gaz, fie cumpărăm direct de la Gazprom, fie prin intermediari. Prostia autorităților noastre, sau mai bine spus greșelile acestora, constau în faptul că achiziționează gaz pentru malul drept prin intermediari.
intermediari, care sunt tot din Rusia. Acest lucru este din cauza că acești intermediari aduc gaz tot din Rusia. Am ajuns într-o situație în care achiziționarea prin intermediari va fi mult mai scumpă, iar Gazpromul este refuzat de către ai noștri pentru un dialog normal. În plus, întreaga retorică antirusească a autorităților a dus la lipsa aproape completă a unui cadru de dialog. Acesta este un drum fără ieșire. Potrivit expertului, din păcate, situația din 2022 ar putea să se repete. Din cauza scumpirii gazului, inflația va crește și ea peste 34%. Aceasta înseamnă că în lanț se vor scumpi și produsele alimentare, bunurile industriale și serviciile, inclusiv cele medicale. Iar consumatorii în această situație riscă să rămână nu doar fără mijloace de trai, ci și cu datorii la facturile pentru încălzire și electricitate, deoarece compensările din partea guvernului nu acoperă aproape nimic. Până acum, Moldova primea energie electrică aproape gratuită datorită faptului că Federația Rusă și Gazprom finanțau malul stâng al Nistrului, unde se producea curent ieftin pe care Moldova îl achiziționa. Dacă nu rezolvăm această problemă, va avea de suferit întreaga regiune transnistrană. Va suferi și malul drept al Nistrului, deoarece va fi nevoit să achiziționeze, iar acest lucru înseamnă 82% din energie electrică la prețuri europene. Prețul pe piața europeană este de aproximativ 650-800 de euro pe megawatt oră, mult mai mare decât cel de 61 de euro pe care Moldova îl plătește centralei termoelectrice în regiunea transnistrană. Soluția este una singură, să reîncepem dialogul cu Gazprom. Țările europene deja fac acest lucru, dar se pare că Moldova nu îi se permite. Sau poate că regimul Sandu Pas se străduiește mai mult decât ar trebui, mai ales că cetățenii Moldovei sunt mult mai vulnerabili în fața creșterii prețurilor la energie. În structura cheltuielilor moldovenilor, serviciile comunale reprezintă aproape o treime, iar jumătate din buget merge pe produse alimentare, care au ajuns scumpe din cauza resurselor energetice costisitoare. Însă autorităților noastre pare că nu le pasă. Din orgoliu față de Rusia, ele duc propriul popor în sărăcie și economia la colaps total. România și Bulgaria intră complet în Schengen. Consiliul UE a aprobat eliminarea controalelor la frontierele terestre din România, Bulgaria și spațiul Schengen începând cu 1 ianuarie 2025, se arată în document. Această decizie a fost posibilă după ce Austria a renunțat la vetoul său privind extinderea spațiului Schengen. Din 2022, Austria a blocat aderarea completă a României și Bulgariei, motivându-și decizia prin îngrijorarea privind migrația ilegală. În decembrie 2023, Consiliul Uniunii Europene a decis acceptarea parțială a României și Bulgariei în spațiul Schengen. În martie 2024, cele două țări au aderat parțial, fiind eliminat controlul pașapoartelor pentru transportul aerian și maritim. Astfel, de la 1 ianuarie 2025, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte românești sau bulgare vor putea călători fără controle la frontieră și fără verificări vamale în cele 29 de țări din spațiul Schengen. După ce autoritățile au anunțat majorarea salariilor pentru medici cu 18% pentru cei finanțați din bugetul de stat și cu 15% pentru cei plătiți din fondurile obligatorii de asistență medicală, angajații din sistemul medical consideră că aceste creșteri nu sunt suficiente. Astfel, Confederația Națională a Sindicatelor din Sănătate solicită o majorare de 30% a salariilor pentru doctori. Sindicatele din domeniu afirmă că deja au propus noi ajustări Comisiilor parlamentare de specialitate pentru a revizui majorările prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor, aprobat în prima lectură. Am trimis solicitare la guvern, acum și la parlament am trimis respectiv solicitările noastre. Deci motivul este că să asigurăm o mai bună motivare a muncii salariaților din orice domeniu, să asigurăm prin salarii decente o muncă decentă și să asigurăm capacitatea de cumpărare a salariaților. Se dorește ca, în afară de salariu, mai să fie acolo și condiții echitabile de muncă, inofensive, deci mai multe aspecte legate, nu numai chiar de condițiile de muncă, dar și de condițiile de trai.
Medicii susțin că salariile lor sunt prea mici în raport cu anii de studii și costurile acestora, dar și cu responsabilitatea pe care o au față de fiecare pacient. De asemenea, ei spun că veniturile nu mai sunt suficiente pentru a le acoperi cheltuielile zilnice, în special pentru tinerii specialiști. Confederația Națională a Sindicatelor spune că nu va ceda și va încerca să convingă autoritățile să accepte pentru cele 64.000 de persoane din sistemul medical o majorare mai mare decât cea inclusă în proiectul legii bugetului pentru 2025, votată în prima lectură. De cealaltă parte, ministrul sănătății Alan Imerenco dă din deget sindicatelor din sănătate. În primul rând, eu aș vrea să invit sindicatele din domeniul sănătății să înceteze să facă politică. Noi ne întindem atât cât ne permite plapuma. Deci dacă facem majorări de 35-50%, 100%, trebuie să tăiem din serviciile medicale acordate populației. Între timp, amintim că profesorii se pregătesc pentru proteste pe 13 și 19 decembrie în fața Parlamentului, nemulțumiți de majorarea salariilor de doar 9% stabilită în legea bugetului pe 2025 față de 35% cât ceruse. Bugetul de stat, adică noi, contribuabilii, am suportat cheltuieli de milioane pentru deplasările externe ale deputaților, după cum se menționează în raportul Asociației Promolex din iulie 2023 și până la sfârșitul primelor 6 luni ale anului curent. În aceste scopuri au fost cheltuiți 4.400.000 de lei. Pe deplasările lor, deputații sigur au economisit. Cheltuielile pentru acestea au fost cu 994.000 de lei mai mari decât în perioada precedentă. Majoritatea călătoriilor parlamentarilor, adică 69% dintre acestea, au fost legate de participarea la evenimente regionale și internaționale. De 23 de ori, aleșii poporului au călătorit în străinătate pentru a participa la vizite de studiu. De 17 ori au mers în vizite de lucru și doar de 5 ori, în această perioadă, reprezentanții Parlamentului au avut vizite oficiale. Preponderent în străinătate călătoresc deputații din partea Partidului de Guvernământ, așa cum se menționează în raportul Promolex. Din cei 70 de deputați care au plecat în deplasări, 60 sunt din PAS, iar restul 10 din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Deputații independenți și reprezentanții Blocului Victorie continuă să fie ignorați de conducerea Parlamentului și nu sunt incluși în listele pentru deplasările externe. Având în vedere că majoritatea călătoriilor în străinătate sunt efectuate de deputații PAS, pe seama lor au revenit 64% din totalul cheltuielilor pentru misiuni externe, adică 2,8 milioane de lei. 30% sau 1,3 milioane de lei au fost alocați pentru călătoriile angajaților Secretariatului Parlamentului și doar 6%, altfel spus 250.000 de lei, au fost destinați deplasărilor deputaților din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Liderul în ceea ce privește călătoriile în străinătate în această perioadă a fost președintele Parlamentului Igor Grosu. Vizitele speakerului au costat contribuabilii mai mult de 310.000 de lei. Doar în primele 6 luni ale acestui an, el a călătorit în străinătate de 10 ori, atât ca șef al delegațiilor, cât și pe cont propriu. Cea mai costisitoare deplasare în valoare de 131.000 de lei a fost vizita în Franța. La sfârșitul lunii mai, la invitația președintelui Adunării Naționale a Republicii Franceze, vizita delegației conduse de Grosu la Viena pentru participarea la conferința președinților parlamentelor statelor membre ale strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a costat 93.000 de lei, iar deplasarea la Palma de Mallorca pentru conferința liderilor parlamentelor țărilor Uniunii Europene a golit haznaul cu 87.000 de lei. Pe lângă Igor Grosu și alți deputați PAS au călătorit îndeajuns, de exemplu Ina Coșeru, Doina German, Natalia Dovidovici, Ion Groza și Mihai Popșoi, care pe atunci încă nu era ministru al afacerilor externe. Pentru fiecare dintre ei s-au cheltuit peste 150.000 de lei. Cele mai mici cheltuieli pentru deplasări le-au avut deputații fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, iar unii dintre ei, cum ar fi Grigore Novac și Nicolae Rusol, nu au cheltuit niciun leu din bugetul de stat. Cheltuielile lor au fost acoperite de organizatori. Beneficiile practice ale unor astfel de călătorii sunt
foarte întoielnice. În setul standard intră câteva fotografii de protocol, declarații triumfaliste despre dorința Moldovei de a adera la UE și plângeri privind amenințările din partea Federației Ruse. După cum a declarat anterior liderul blocului politic Victorie Ilanșor, de fapt, guvernul cheltuiește inutil bani publici în loc să se ocupe de problemele reale ale oamenilor. Și în acest an, reprezentanții PAS s-au folosit activ de deplasările plătite din buget pentru a se întâlni cu reprezentanții diasporii în scopuri electorale, pentru a face campanie pentru Maia Sandu și referendumul inițiat de aceasta.